ce să vă zic, sunt mulțumit de rezultat. Rezultatul mă mulțumește și evoluția echipei în mare parte a jocului. Dar mă nemulțumesc ultimele minute și mai ales mă nemulțumește modul în care au intrat unii dintre jucători de pe bancă. Deci aici, da, chiar va trebui să am o discuție cu ei, pentru că am gestionat foarte bine partida, v-am zis, până spre finalul ei. Chiar am avut mai multe ocazii de a marca, eu știu, pentru că cred că a avut și Vali Gheorghe, a ajuns întârziat acolo în prima repriză, putea să bage mingea în poarta goală. Cred că a mai avut Gheorghiță încă una și în prima repriză și în repriza a doua. A avut Camberi, iar la fel o situație în care a vrut să-și oprea pe piept de pe 6 metri, dacă ar fi reluat cu capul, putea să dea gol. Deci am avut oportunități și v-am zis, am gestionat bine partida până în ultimele minute. Când în ultimele minute ne-am bramburit, eu știu, n-am fost lucizi, adversarul a venit cu o dominare, cu niște mingi lungi aruncate în careul nostru, care ne-au pus mari probleme, trebuie să recunosc. Acum, vedeți, poate a fost un moment cheie și în momentul în care ni s-a anulat golul, pentru că putea să fie 2-0, cred că a fost o problemă de câțiva centimetri, probabil că așa a fost și la golul anulat Unirii Slobozia, cred că și la ei a fost o problemă de câțiva centimetri. Chiar după aceea, la ultima fază, să facem un hands pe o minge centrată în careu, inexplicabil. Inexplicabil. Dar până la urmă vreau să-i felicit pe băieți pentru rezultatul pe care l-au obținut astăzi, pentru că era foarte important. Era foarte important și să nu luăm gol, să legăm sau nu să legăm, pentru că am avut parte de o înfrângere la CFR, dar luând așa un calup de 5 jocuri, să ne câștigăm meciurile pe care le-am avut acasă, pentru că trebuie să recunoaștem, am avut meciuri cu Craiova, cu Cluj și cu Unirea Slobozia. Am reușit un punct și la UTA și înfrângerea de la CFR. Deci luând tot acest calup de 5 jocuri, nu pot să spun că nu sunt mulțumit. Da, sunt mulțumit. Dar, v-am zis, astăzi mă nemulțumește ultima perioadă a jocului și mai ales mă nemulțumește faptul că unii dintre jucătorii care au intrat de pe bancă și care ar fi trebuit să intre cu prospețime, cu luciditate, din contră, n-au transmis nimic din aceste ingrediente. La meciul de astăzi. Nu. Și cu Universitatea. Da. Mă rog, nu știu, eu n-am fost un timp norocos așa de felul meu, să știți. În niciun caz n-am fost o persoană norocoasă. Dar, mă rog. Ca antrenor, cum rezistați acestui carusel de emoții și luăm numai meciul de astăzi? Ai șansa unui 2-0 gol anulat. După aceea înscriu aspeții, aștepți iar minute, se anulează și vine 11 metri prelungirilor. Nu e ușor. Nu e ușor absolut. E o încărcătură fantastică. Dar vă dați seama, e și mai greu după meci dacă nu-ți iese rezultatul. Atunci când îți iese rezultatul, mai uiți de toate emoțiile pe care le-ai trăit. Asta e viața antrenorilor, nu numai mie, mi se întâmplă la toți cei care antrenează. Este un consum mare de fiecare dată. Atunci când consumul este și cu folos, există o mulțumire. Atunci când este fără folos, simți că se dărâmă tot. Da, nu vreau să dau nume, nu-mi place să dau nume. Poate câteodată evidențiez niște jucători pentru evoluția bună pe care o fac sau pentru momentele bune pe care le creează, dar cei care fac greșeli, mă rog, nu-mi place să le pronunț numele niciodată și sper să nu o fac niciodată.